Salut! Astăzi suntem la 45 de zile de când am mutat căpșunii dintr-un vechi amplasament în noul amplasament. Procesul de înrădăcinare a acestor plantuțe este de 100%, sunt bine dezvoltate și trebuie să le facem un tratament de pregătire pentru intrare în iarnă. În această perioadă se creează condițiile prielnice pentru dezvoltarea fungilor. Pentru ca aceste ciuperci, acești fungi, să nu ne afecteze cultura de căpșuni, este nevoie să facem un tratament antifungic. Astăzi am făcut un tratament cu zeamă bordeleză, un plic de 50 de grame la 8 litri de apă. Stropirea a fost făcută din abundență, prin îmbăiere, insistând în mijlocul plantei, pentru ca în felul acesta substanța cuprică să ajungă și la miezul acesteia, acolo unde se află mugurele central. În felul acesta, planta noastră va fi spălată de această soluție cuprică. Se vor îndepărta eventualele ciuperci care au început să se dezvolte. Protecția aceasta este suficientă pe toată durata iernii până la începutul lunii martie, când vom relua tratamentele cuprice. Atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut materialul, rămâneți în continuare alături de mine. Până data viitoare, vă urez multă sănătate și aveți grijă de voi. Numai bine!